Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Reușita. Vom vorbi în această ediție despre latura financiară și o să vedem că nu stăm deloc bine la acest capitol, noi ca și nație, în ceea ce privește educația financiară, bineînțeles. Sunt multe lacune și poate că este momentul să apăsăm pedala de accelerație și să încercăm să recuperăm acest decalaj existent între noi, țările din Uniunea Europeană și chiar la nivel mondial. Dar pentru că la începutul lunii martie, nu chiar pe 1, pentru că atunci este ziua mărțișorului, ci pe 2 martie va fi un eveniment interesant, The Power Table. Îl avem alături de noi pe domnul Mircea Iliescu. Îi spunem bun venit la emisiune. Bine v-am găsit. Haideți să intrăm întâi în această poveste, ce înseamnă The Power Table, dar până atunci vreau să-mi spuneți... Ce ați făcut dumneavoastră, era cea celebră întrebare în ultimii 5 ani. Eu m-am documentat puțin și am văzut că în 2010 ați schimbat macazul, să spunem, puțin în ceea ce privește activitatea dumneavoastră. Haideți să facem așa o scurtă introspecție, ce a fost înainte și ce a urmat după 2010, ca să vedem de ce am ajuns la această emisiune și la acest subiect. Eu sunt investitor pe piața de capital românească începând din anul 2010. A fost în aprilie și am început să cumpăr acțiuni la Bursa de Valori București. M-am confruntat la momentul respectiv cu foarte multe dileme legate de informațiile pe care, de care aveam nevoie și pe care nu le găseam la momentul respectiv foarte ușor. Așa a apărut în 2013 bvbscu.ro din ideea de a împărtăși celor care căutau informații de piața de capital din experiența pe care o aveam până în momentul respectiv, în cei 3 ani. Site-ul s-a dezvoltat ușor, ușor am ajuns la face cursuri de investiții la bursă și de anul trecut acest eveniment The Power Table, care se centrează în jurul rezultatelor financiare trimestriale pe care raportează companiile listate la Bursa de Valori București. Aceasta este povestea pe scurt. Într-adevăr, sunt multe companii. Acolo, sigur, sunt mai multe niveluri pe care ele sunt clasate, nu la Bursa de Valori București. Nu vom discuta strict despre ceea ce înseamnă Bursa de Valori București, vom discuta despre acest eveniment. De ce ați ales, pentru că probabil că nu întâmplător ați ales data de 2 martie, sau mă rog, începutul lunii martie, pentru că sunt anumite companii, poate unele dintre cele mai importante, care deja își devoalează, să spunem, rezultatele financiare pe anul precedent. Sezonul de raportări financiare a început în primele zile ale lui februarie cu două companii care au raportat deja. Majoritatea vor raporta pe finalul lunii și sezonul de raportări financiare practic se încheie pe 1 martie, când ultimele companii importante de la BVB vor publica rezultatele financiare. De aceea, noi imediat după terminarea sezonului de raportări financiare facem acest eveniment pe data de 2 martie, în care discutăm despre cum arată aceste rezultate financiare, cum arată propunerile de dividende, cât ar putea să câștige investitorii dacă ar avea acțiuni ale unei companii sau alteia din aceste dividende și care sunt perspectivele de dezvoltare a acestor companii. Și această dată de 2 martie, în mod fericit, coincide în acest an cu aniversarea unui an de când facem acest eveniment. Anul trecut, pe data de 2 martie, a avut loc primul eveniment care s-a desfășurat în sala de evenimente a Bursei de Valori București. Atunci, cred că a fost, dacă nu mă înșel, chiar ultimul eveniment financiar în care investitorii s-au putut întâlni înainte de începerea restricțiilor determinate de pandemia de SARS-CoV-2. Da, așa este. Au fost, iată, nu ne dăm seama, nu? Dar a trecut un an de atunci. Da. Pe undeva pe 15 martie parcă s-au introdus acele restricții foarte drastice. Cum a fost la prima ediție? Cum a primit publicul? Cât de greu a fost să organizezi? Pentru că spuneați, ați început în 2010 prin a plasa niște acțiuni, da? A cumpăra, de fapt, niște acțiuni de la
anumite companii care vi s-au părut atractive. La momentul respectiv, la momentul respectiv, evident. În momentul de față ați schimbat atât de radical, să spunem, portofoliul. Da. Și aici aș vrea să intrăm puțin în detalii, să ne spuneți cam cum ar fi bine. Nu știu, cumpărăm o acțiune, dau un exemplu, la reușita.ro și o ținem încă 20 de ani acum, sau o mai vindem, mai cumpărăm la altceva? Cum e bine să se facă? Sunt mai multe tipuri de strategii de investiție. Ele depind foarte mult de profilul tău ca și investitor, respectiv de cât de mult risc ești capabil să suporți. Dacă îți place riscul mai mult decât în medie, poți alege companii care sunt mai mici sau mai riscante, mai volatile, adică prețul acțiunii fluctuează destul de mult. Pe perioade mai scurte de timp să-ți iei această investiție, să încerci să marchezi un profit mai repede. Dacă ai un profil de risc mai conservator, nu-ți place foarte mult riscul, ți-e teamă că ai putea să pierzi banii pe care ai investit, ai putea să încerci să te uiți către companii mai sigure, nu știu, de exemplu, companii din sectorul energetic care au monopol pe piața respectivă, care sunt companii al căror preț fluctuează mai puțin, companii care în general dau dividende, pentru că există o lege în momentul de față în care companiile de stat sunt obligate să își răsplătească acționarii cu dividende în valoare de minim 50% din profitul obținut pe anul anterior. Au fost și situații când acel profit a mers până la 90 ceva la sută, 95%, parcă, sau 90%. 90 era minim, a fost în urmă cu câțiva ani în timpul guvernărilor PSD. Într-adevăr au fost distribuite și 95%, a fost distribuit și 95% din profit. Cam aici ar fi, e o plajă foarte mare, nu există o combinație câștigătoare. Nu e o rețetă, practic, cum te duci la doctor și îți spune trebuie să iei asta la 6 ore, asta așa, nu e ca acolo. Este foarte important să știi ce îți dorești, trebuie să te gândești în primul rând ce randament ai vrea să ai, cât vrei să fie acel câștig la sută din investiția ta, pentru că randamentul acesta nu se calculează în cifre absolute. Vreau 100 de lei, 1000 de lei, 300 de mii de lei, ci vreau 1%, 5%, 10%, 50%. Și evident, un randament mai mare a investiției presupune un risc mai mare al acesteia. Dacă ești mulțumit cu un randament de 5-10%, poți să cumperi acțiuni la aceste blue chips-uri, să numesc companii mari, importante, stabile, care au afaceri de dimensiuni naționale, și să încasezi aceste randamente din dividende și sau din creșterea prețului acțiunilor ulterior după ce ai cumpărat. Spuneam că, iată, vom ajunge să marcăm un an de la începutul acestei... Bine, pandemia a început cu ceva timp în urmă, dar un an de când practic s-au introdus restricțiile severe și în România. Și ne aducem aminte, atunci publicațiile financiare urmăreau cu foarte mare atenție și cu oarecare teamă, chiar cu frică, să spunem, faptul că multe din burse se prăbușeau, acțiunile se duceau vertiginos în jos și toată lumea se întreba unde se va ajunge, ce se va întâmpla. Cum ați trăit acel moment și cum a fost revenirea, hai nu la normal, dar cât de cât să... tendința de ușoară stabilizare, să spunem. Eu am prins în piață, fiind începător, criza datoriilor suverane din Grecia, din 2010. Practic, eu atunci am intrat în cel mai prost moment cu putință în piață, cu puțin înainte de declanșarea acestei crize, imediat după criza financiară din 2008, și atunci am suferit niște pierderi potențiale, pentru că nu le-am marcat, nu am vândut atunci, destul de mari. Așa că, oarecum, eram pregătit psihic pentru un astfel de moment. Știam că inevitabil va veni, pentru că ciclurile economice durează în general cam 8-10 ani, adică asta înseamnă perioadele de creștere. După care urmează inevitabil o recesiune, pentru că lucrurile trebuie să se așeze. Evident, nu și-a imaginat nimeni la începutul anului trecut că această criză va fi una sanitară și va fi atât de amplă. A fost ceva fără precedent, pentru că nimeni din generațiile actuale nu a trecut printr-o astfel de
criză, o astfel de pandemie. Ultima pandemie a fost în anii 20, acum 100 de ani. 1918. Străbunicii noștri au apucat-o. Și atunci cele mai multe întrebări la momentul respectiv au fost oare cât de mult se va duce piața în jos. Eu sunt genul de investitor care se uită foarte mult la valoarea companiei. Mă uit foarte mult la datele financiare, nu doar la profit, ci la cifra de afaceri și investesc ținând cont de cât de stabil este acea companie și cât de mare este potențialul ei de creștere. Și atunci, din acest punct de vedere, chiar dacă toată piața se ducea în jos, eu eram destul de liniștit, pentru că știam că acele companii în care aveam, pe care le aveam în portofoliu, erau companii care își vor reveni, care vor aduce plus valoare către investitori într-un final. Trebuie să recunosc că acest tip de strategie mi-a adus și o scădere în portofoliu mai mică decât a pieței. De exemplu, în Statele Unite, bursele americane au avut o scădere de aproximativ 35%. La Bursa de Valori București această scădere a fost mai mică, cam 25%, unul din avantajele faptului că avem o piață mai mică. Portofoliul meu a fost undeva în jur de 15% pe minus la momentul respectiv. Dar așa cum spuneați, ulterior lucrurile s-au mai reglat cât de cât. Da, impresionant a fost faptul că această corecție a fost una blitz, practic, a durat undeva în jur de o lună, nici măcar o lună, după care au început creșteri, reveniri, speranțele de mai bine ale investitorilor, pentru că oamenii, într-un final, sunt optimiști. Specia umană este o specie optimistă. Nu ne place să credem în finaluri fericite. Și atunci portofoliile au crescut la loc, evident și al meu și-a revenit și am încheiat anul chiar bine undeva cu un plus 28% randament. Ok, am vorbit foarte mult de cifre, haideți să vedem împreună minutul de business și ne întoarcem imediat la emisiune. Laboratoarele ProWater Ecosystem oferă servicii de analize pentru ape uzate industriale, menajere și de răcire, dar și determinări de noxe profesionale în mediul ocupațional. ProWater Ecosystem. Respect și integritate pentru mediu, calitate și conformitate pentru ape. Coralimpex, numărul 1 în activitățile de deratizare, dezinfecție, dezinsecție și tratamente fitosanitare, înseamnă de calitate la standarde europene la cel mai bun preț.
Seriozitate, competență și profesionalism numai la Coral Impex. Îmbătați de soarele din Podgoria dealul mare. Strugurii de pe plantațiile Ferruccio dau cele mai rafinate vinuri. Fie că vei alege un Cabernet Sauvignon, o fetească neagră, un rosé sau un Sauvignon Blanc, te vei bucura de o experiență extrasenzorială pe care nu o vei uita. Pentru că în fiecare sticlă am surprins bogăția pământului și dărnicia soarelui. Ferruccio. Pentru momente plăcute. Am revenit la emisiune, îl avem alături de noi pe Mircea Iliescu, cel care, așa cum spuneam, organizează la începutul lunii martie un eveniment interesant, The Power Table. Am discutat despre bursă, despre ceea ce s-a întâmplat cu acțiuni în perioada de pandemie, am văzut toate lucrurile acestea. Haideți să intrăm puțin în miezul problemei, pentru că, ca spre finalul emisiunii, să încercăm să facem și o scurtă radiografie, așa cum am spus la început, a nivelului de educație financiară în România și să lăsăm lucrurile la timpul potrivit. Acum discutăm un an de la prima ediție. Cum a fost prima ediție? Pentru că am zis lucrul acesta. Cum a fost? Cum s-a desfășurat? A fost un eveniment desfășurat, cum spuneați, în toate condițiile, așa ca și până atunci, fără restricții, fără nimic, era totuși data de 2 martie. A fost un eveniment absolut normal din punct de vedere al desfășurării. La momentul respectiv nu credeam încă niciunii dintre noi că în scurt timp vom avea o desfășurare a evenimentelor atât de mare și de amplă. A fost un eveniment cu sală plină, cum erau evenimentele până acum un an, aproape 100 de oameni în sala Bursei de Valori București, atât aceasta este de altfel și capacitatea maximă a sălii. Ne-am întâlnit investitori din comunitate și din comunitățile investitorilor de la Bursa de Valori București, am discutat despre rezultatele financiare. Atunci era un pic o glumă, pentru că fuseseră 2-3 zile de scădere ample, după care exact în data evenimentului a urmat o revenire, oarecum așa numita bull trap, se numește în termen de specialitate. Este un moment în care piața își devine și lumea redevine ușor optimistă că s-ar putea să fie tot ok, după care scăderile continuă. Și atunci i-am întrebat, cum este astăzi, vă simțiți mai bine, nu e așa? A fost un eveniment foarte frumos, a ieșit extraordinar, oamenilor le-a plăcut. Ca drept dovadă, următoarele ediții le-am făcut online. A fost o Câte ediții sunt pe an? Sunt patru ediții? Patru ediții. Deci le faceți odată la trimestru, practic, da, nu? Da, sunt raportările, sunt trimestriale. După fiecare raportare trimestrială, avem o ediție a de Power Table, în care comentăm cum arată situația la nivel de rezultate financiare ale companiilor. Și cum a fost trecerea aceasta de la offline la online? Pentru mine a fost cumva naturală, pentru că eu sunt obișnuit cu online-ul. Practic acolo mi-am desfășurat acolo mare studiați, parte din această vedeți practic fiecare activitate. Companie cât de sănătoasă este, nu? Ca să spunem așa. Da, da. Și marea provocare a fost să găsim o platformă cu ajutorul căreia să putem să facem acest eveniment și să-i avem pe investitori acolo invitați.
S-a rezolvat foarte repede pentru că am decis, nu am știut în mai dacă vom face și în 2 săptămâni am pus la punct tot evenimentul cu platformă, cu rezultate, cu tot pregătire, speakeri și la jumătatea lui mai am avut al doilea eveniment. A fost un test pentru noi să vedem cum se va desfășura, dacă vor fi tot ok, dacă oamenii vor fi atrași de acest nou tip pe vremea aceea de abordare. Acum e cumva ceva normal să faci un eveniment online, atunci nu erau atât de multe. Cred că le va veni mai greu organizatorilor de evenimente să facă acum un eveniment offline, nu? Cred că se vor gândi că îi va costa mai mult. Exact. Da. După care am avut edițiile din septembrie și din noiembrie, unde deja știam ce avem de făcut, am încercat să îmbunătățim comunicarea. În noiembrie am lansat un indice care se numește BVB cu Pulse Retail Chart, care se referă la cât de interesante sunt percepute ca și atractivitate de ca investiția companiei listate la BVB, în care avem un top bazat pe voturile investitorilor de retail, care ne spun nouă care sunt cele mai interesante pentru ei companii de investit la momentul respectiv. Vom face și în martie această a treia ediție, practic. Bun. Ce va fi în martie? Pentru că eu am în față, noi fiind și parteneri media, emisiunea Reușita, la acest eveniment, ce avem... Poate sunt și ceva noutăți, poate sunt lucruri care le-ați îmbunătățit față de edițiile precedente. La ce să se aștepte cei care vor participa la acest eveniment și de această dată online? Ce vom avea în martie? În primul și în primul rând vom veni cu o nouă prezentare grafică, mult îmbunătățită, pentru că nu vom mai folosi ca în dățile trecute un produs de live streaming cunoscut de altfel și care multă lume face... L-a utilizat, probabil. Da e cel utilizat. Care a apărut, de care nu știam nimic până atunci, dar l-am descoperit. Vom avea o altă platformă pe care putem face mai multe, ne permite să facem mai multe lucruri. În rest, îl vom avea pe Ștefan Muzgociu de la Bursa de Valori București, cu care vom vorbi despre efervescența de pe piața Aero, piața Aero fiind piața mai mică a Bursei de Valori București, piața în care se listează companiile mai mici, companiile de creștere și care în acest an a căpătat o dinamică foarte mare. Au fost, de exemplu, creșteri și de 50-60% în luna ianuarie pe unele dintre aceste companii. Nu vă recomand neapărat să investiți pentru că au fost aceste creșteri, trebuie să vă uitați foarte bine la acele companii, da, și să înțelegeți business-ul, să vă placă business-ul și să vă uitați la cifre, dar ca și informație, da, au existat aceste creșteri foarte mari, lumea a început să ia în seamă aceste companii, am avut și 2 listări pe Aero în acest an, ceea ce este fabulos, au fost ani în care nu am avut nicio listare la BVB. Dar se chinuiau și au fost chiar firme destul de cu nume sonore sau recunoscute în piață care n-au reușit să, să strângă cele banii necesari pentru a se putea lista la Și vom avea și alte listări în curând, o parte dintre ele anunțate, o parte dintre ele prognozate, companii care listează și obligațiuni, pentru că piața de capital românească nu este formată numai din acțiuni ale companiilor, ci și din obligațiuni, un produs mai sigur, mai conservator. Aș vrea să vă întrerup puțin ca să înțeleagă telespectatorii. Diferența între a plasa, 100 de lei, dau un exemplu arbitrar, la o bancă, unde suma respectivă, bine, până într-o 100 de mii de euro, este garantată de Fondul Național de Garantare, pe când aici lucrurile, practic, poți pierde, nu? Toți banii. Se poate întâmpla și o situație de genul acesta? Mai rar să pierzi toți banii. Chiar toți nu. Pentru că... Ar trebui ca firma aia poate să dispară cu totul. Exact. Îți iei și tu niște măsuri când vezi că ai intrat în insolvență, în comportament preventiv și așa mai departe. Dar, se pot pierde toți banii doar în condițiile în care cumperi instrumente financiare derivate, care sunt instrumente complexe, nerecomandate începătorilor, instrumente în marjă și acolo, într-adevăr, poți să-ți pierzi toți banii. În general, la bursă și mai ales la Bursa de Valori București,
numărul insolvențelor sau al falimentelor a fost extrem de mic. De exemplu, ultima companie importantă care a intrat în insolvență a fost RomCab acum 3-4 ani, ceva de genul acesta. Cel mai mare risc este ca acea companie la care ai cumpărat acțiuni să nu evolueze conform așteptărilor. Acum, dacă vei încerca să cumperi pentru început acțiuni la companii mari, stabile, este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple, sau cel puțin nu major. Dar să-ți pierzi banii, toți banii pe care i-ai investit, nu este foarte complicat să se întâmple acest lucru. Pe de altă parte, sfatul meu este să nu-ți investești toți banii pe care ai, ci acea sumă pe care o poți pune deoparte și nu ai nevoie de ea. Poți să consideri că nu o ai. Dar acea sumă, într-o perioadă de 20, de 30 de ani investită cu cap, îți poate aduce o pensie și o bătrânețe foarte liniștită. Am înțeles. Haideți să vedem, ca să ajungi să poți face astfel de investiții. Ați pregătit, dar foarte pe scurt, niște rezultate în ceea ce privește modul de... cum stăm noi, ca și români, la educație financiară. Le spuneți și apoi vreau să vă lansez o provocare. Sigur. Din păcate, nu stăm deloc bine și asta cred că știm cu toții. Sunt deja multe știri prin media în care ni se spune România este pe ultimul loc din Uniunea Europeană la educație financiară. Credeam că doar l-a citit cărți, dar văd că și aici dăm păi, rău. Să știți se leagă că una este o legătură, da. Dar hai să vedem exact cât de rău stăm. Să vedem ce spun cifrele. Și există și o explicație pentru acest lucru. Cifrele spun așa. Unul din cinci români înțelege destul de bine produsele financiare, în sensul în care înțelege ce înseamnă un depozit, un cont de economii, un card de debit. Lucrurile basic. Da. Prin comparație, la nivel global, unul din trei persoane înțeleg aceste lucruri, iar în Uniunea Europeană, una din două. Deci diferența este între 20% și 50%. Clar. În alt studiu aflăm că România este pe locul 124 în lume din 143 de țări ca nivel al educației financiare. Deci suntem undeva în zona Africii, cu indulgență. 19%, doar 19% dintre români economisesc pentru bătrânețe. 4 din 10 români, foarte important, nu au un cont bancar. 4 din 10 români. Mi se pare foarte mult. Este enorm. În condițiile în care în Uniunea Europeană, de exemplu, doar una din 10 persoane nu are acest cont bancar. Și atunci ne explicăm de ce sunt acele cozi la foarte multe bănci. Oamenii așteaptă să facă ceva pur și simplu cu un operator la ghișeu, când poate ar putea să facă lucrul acela și din fața calculatorului. Din păcate încă avem acea tradițională scoaterea salariului de pe card în ziua în care ți-a intrat. Ca să știi că ai toți banii acasă. Da, este... Noi suntem o nație care, venind dintr-o zonă politică acum câteva zeci de ani, simțim încă această nevoie de a avea în palmă acei de-aia bani. De-aia suntem și cei mai pe locul întâi în ceea ce privește proprietatea la locuințe în Uniunea Europeană. Da. Mai aveți ceva cifre? Da, mai avem câteva cifre. 95% dintre tineri, pentru 95% dintre tineri, familia este sursa de educație financiară, deci ce spun părinții acasă? Cam asta știi și că cu asta merg bine, mai departe. Că nu știu bine așa de obicei ei. Părinții nu știu bine, pentru că vremurile în care au trăit au fost de așa natură. Și 99% dintre tineri angajați pentru prima dată sunt repartizați aleatori la un fond de pilon 2 de pensie, de cotizare de pensie obligatorie, ceea ce ne spune un lucru foarte îngrijorător, și anume faptul că aceștia nu cunosc, nu sunt interesați și nu sunt familiarizați cu ce presupune și care sunt beneficiile cotizației la un fond de pensii obligatoriu. Ok, am înțeles. Deci lucrurile nu sunt deloc roze, ca să spunem așa. Timpul pentru această emisiune a expirat, dar eu v-aș propune să ne revedem, poate, nu știu, odată la 3 luni, ar fi chiar foarte bine, să încercăm să mai facem și puțin educație financiară în ceea ce privește pe oameni și poate să schimbăm
cât putem și noi sau cei care se vor uita la noi și vor transmite mai departe puțin acele cifre să le facem mai în beneficiul nostru. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune. Vă doresc succes la evenimentul care îl veți avea pe 2 martie și rămâne să ne revedem peste ceva timp. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Toate cele bune. La revedere!